În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, sintagma care concretizează Evanghelia de astăzi sună așa: vă voi face pe voi din pescari, pescari de oameni. Deci, iată, un fel de chemare la apostolie, un fel de chemare la propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. Cei care ați fost duminica trecută ați văzut că Mântuitorul a pornit cuvântul de învățătură sau predica pe care o ținea îmbulzit de mulțime, spunându-le două lucruri foarte importante. Cel ce își va pierde sufletul pentru mine și Evanghelia, cel al va câștiga. Dar cine va câștiga sufletul său, îl va pierde. La ce s-a referit Mântuitorul în momentul în care acum se adresează apostolilor, vorbindu-le să-i facă pescari de oameni? Sunt două căi de comunicare cu Dumnezeu. Una prin cuvânt și alta prin fapte. În momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos vine în lume să instituie legea harului sau a dragostei, se izbește de ce? De îndărătnicia umană. Îndărătnicia umană poate fi și una negativă, deci când omul nu vrea sau este răuvoitor, de aceea el și spune: cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci nu ești chemat în mod forțat. Nu există un mod de a veni la Dumnezeu prin constrângere. Între virtute și corecție avem două drumuri diferite. Corecția se face cu sila, cu bâta, cu parul, cu învățatul, cu educația, cu tot ce vrei. Pe când virtutea se practică de bunăvoie. De bunăvoie postești, de bunăvoie te rogi, de bunăvoie te înfrânezi, de bunăvoie citești rugăciune, de bunăvoie mergi la biserică, de bunăvoie crezi în Dumnezeu, de bunăvoie citești o carte sfântă, de bunăvoie ești moral, de bunăvoie faci o milostenie. Deci aceasta se numește virtute. Iar virtuțile sunt răsplătite cu ce? Cu o cunună. Spune Apostolul Pavel: cine se încununează după legile jocului, cine aleargă după legile jocului, ia cunună, adică câștigă jocul. Aici este vorba de jocul cu sufletul. Și când folosește termenul cine își va pierde sufletul pentru mine, este vorba acum de cealaltă îndărătnicie a omului, care nu ține de voința lui, ci ține de starea lui. Noi am concretizat foarte frumos Evanghelia în două lucruri. Unu, am concretizat-o în horoscop, deci țineți minte, și omul vine și spune: vai, sunt în zodia cu tare, așa de rău ce merge. Deci el nu e în Evanghelie, nu e în legea harului, e în zodie. Iar cealaltă am dat-o pe destin. Părinte, dacă așa a fost scris, nici n-a fost scris și nici n-a fost așa. Sunt două categorii de oameni în societate. Oameni care se străduiesc și reușesc și oameni care abandonează lupta și pierd. Mântuitorul Iisus Hristos a spus: de vrea cineva să vină după mine. Deci înseamnă că avem oameni și care nu vor să vină după mine și avem și oameni care vor să vină după mine. Atunci cei care se țin de Hristos nu vor pierde și negreșit vor fi acoperiți de harul lui Dumnezeu, și asta nu vă spun eu, o puteți spune dumneavoastră, cei care sunteți azi în biserică sau care cred în Dumnezeu, că atunci când nu te aștepți mai există o soluție. Și noi îi spunem termenul de soluție în termen pământesc, dar de fapt există o șansă, o minune, tu nu te aștepți la ea, nici nu te așteptai că lucrul respectiv să se împlinească. Și ca să vă fac să înțelegeți lucrul acesta, ce înseamnă și a vrea și ce înseamnă și soluția, am să vă fac relația de comunicare cu Dumnezeu. Petru plânge cu amar, se pocăiește, este iertat, este absolvit și chemat sau rechemat la apostolie.
Ce îi spune Petru Mântuitorului Iisus Hristos? Ia să recitim fraza. Iar Simon Petru, văzându-l, a căzut în genunchi înaintea lui, zicând, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Întrebarea mea e simplă. De unde să iasă Hristos când el era la malul mării cu corabia? De unde să iasă Hristos când Petru era afară pe plajă? Din inimă. Nu sunt vrednic, Doamne, să intri în inima mea. Nu m-am pregătit să te primesc în lăuntrul meu. De aceea spune în rugăciunea de la împărtășania grabnicului bolnav. Surpat și pustiu este sufletul meu și n-ai loc să-ți pleci capul, dar fiindcă voiești să petreci cu noi ca un iubitor de oameni, curățește pe robul tău. Deci iată, a căzut în genunchi în fața lui Iisus. Deci s-a rugat. Deci asta este esența. Deci primul pas spre Dumnezeu vine din rugăciune. Teoria ortodoxiei o știm toți. Noi teoretic suntem 80 și ceva, 90% ortodoxi. Dar în ce fel? În modul de interpretare a ortodoxiei, dar nu în modul de trăire a ortodoxiei. Și atunci ne întâlnim cu lucrarea lui Dumnezeu. Ce a făcut Iuda? Iuda a venit la templu, a aruncat banii, a recunoscut că a greșit și a și spus, s-a mărturisit public, am vândut sânge nevinovat, dar ducându-se s-a spânzurat. Ce fel de om e aici? Care ia crucea lui Hristos sau care nu ia? Care nu ia? Că așa a spus Hristos, cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Cum i-a urmat Petru lui Hristos? Pregătit și plin de virtuți, ce am întâlnit un apostol care vindeca bolnavi, scotea demoni, făcea toate minunile, nici vorbă. Un apostol care a reușit să meargă până la lepădarea de Hristos de 3 ori și să-i spună așa, nu-l cunosc pe omul acesta, nu știu cine e omul acesta, blestemat să fiu dacă eu știu pe omul acesta. Și în clipa următoare a plâns cu amar. Deci este starea de cădere și starea de ridicare. De aceea toți sfinții filocalici spun așa, caz, ridică-te! Și întreabă ucenicul într-o zi pe mai marele lui, dar până când să mă ridic? Până la ușa mormântului. Deci căderile sunt permanent, indiferent de voința noastră. Fără să vrei clevetești, fără să vrei urăști, fără să vrei disprețuiești, fără să vrei desfrânezi, fără să vrei furi sau ești lacom sau egoist, sau mă rog, toate viciile acestea personalizate pe patima din om. Dar în clipa în care te-ai pus în genunchi și ai aprins candela și ai spus, Doamne miluiește, Doamne iartă-mă, Doamne dezleagă-mă, și harul a venit deasupra ta și izbăvirea și curățirea s-a făcut pe loc. Un tâlhar vestit, care după ce a făcut numai criminalități și nenorociri, s-a gândit să se pocăiască și a luat pusnicii din pustie, pe toți la rând. Și i-a întrebat, oare eu mă mântuiesc? Tu să te mântuiești? Tăia cap, mergea la alt pusnic. Un bătrân dintr-o pustie oarecare, auzind de nebuniile și de criminalitatea lui, a zis, ai, lasă că-i dau eu lui ăsta de hac. Și s-a pus la rugăciune, la psaltire și a văzut în continuare de pustia lui și, bineînțeles, la vremea și la rândul cuvenit de Dumnezeu, s-a trezit la ușă. Cioc, cioc, cioc. Cine acolo? Eu sunt. Dacă ești om bun, intră. După vechiul proverb popular, bună să-ți fie inima după cum ți-i și căutătura. Era un proverb al poporului român. Nu prea avea căutătură bună. A intrat în chilia pusnicului și a spus așa. Am vreo șansă de mântuire? Sigur, omule, cum să nu ai șansă de mântuire? Și ăsta a rămas mirat și a întrebat. Cum adică spui că am șansă de mântuire când toți pe la care am fost din tagma ta mi-au spus că n-am nicio șansă de mântuire? Te-au mințit, fiule. Mântuirea este în mâna ta. Și ce trebuie să fac să mă mântuiesc? Un singur lucru. Iei iataganul cu care ai tăiat oamenii și le-ai luat viața, care n-ai dat-o tu și a dat-o Dumnezeu,
piști din trupul tău câte o bucată de carne de fiecare crimă și ucidere și la fiecare crimă spui Tatăl nostru. Și de câte ori vei spune și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, vei fi iertat de câte un păcat. Și când a ajuns la 30 și ceva bucată de carne, trupul era tot însângerat și a spus, Părinte, aceasta a fost ultima crimă care am săvârșit. Și a zis, crezi că ai fost iertat? Cred că Dumnezeu m-a iertat, pentru că am făcut canonul, așa cum mi-ai spus, să fii dezlegat și mântuit. Și în clipa aceea îngerul i-a luat sufletul acela. Deci iată ce înseamnă a lua crucea de bună voie și a urma mie. Putea, deci în mod corecțional, să fie prins, legat, ținut și tăiat din el tot atâtea bucăți de carne. Și să nu fie constructiv. De ce? Pentru că și în Ortodoxie avem aceleași elemente. Unii fac yoga și cred că se roagă lui Dumnezeu. Unii fac radiestezie și cred că o fac pentru Dumnezeu. Unii fac rechi și cred că o fac pentru Dumnezeu. Alții fac tot felul de practici orientale și spun că pentru Dumnezeu o fac. Nu e adevărat. Pentru Dumnezeu ai o singură jertfă. Nu de animal cu sânge și carne. Cu pâine și cu vin. Luați, mâncați, acesta e trupul meu și bezi dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertare păcatului. De ce spune? Și pentru mulți. Pentru că noi nu știm cât se întorc la Ortodoxie, atinși de harisma Sfintei Liturghii, atunci când sunt trecuți în pomelnic și pomeniți la Sfânta Liturghie. Dumnezeu îi știe pe toți cei care se întorc. De aceea spune, pentru voi, deci cei de față, și mulți care sunt acasă. Că ai trecut rudă, frate, soră, nepot, cumnat, văr, soră, cumnată, mătușă, bunică, i-ai trecut în pomelnic, fie vii sau fie morți. În momentul în care corăbiile erau două, deci este categoric că e vorba de corabia Vechiului Testament și de corabia Noului Testament, care este biserica umbrită în cele două testamente. Nu spune Apostolul Pavel, nimeni să nu vă învinovățească de cele vechi, că sunt o umbră a celor noi, a celor viitoare. Și iarăși un text biblic care spune, Noul Testament în cel vechi se ascunde. Și Marea Galilei era o singură, Marea Vieții. În momentul în care Mântuitorul s-a apropiat de țărm, le-a spus să arunce mrejele la adânc. Asta e foarte mare taină. Ce înseamnă să arunci mreaja la adânc? Ați văzut vreodată pescuitul cu undița? Pui o panoramă așa ceva ușor plutitor pe apă și când mișcai un pește, tu tragi și lagați. La adânc înseamnă să mergi cu năvodul cu greutăți, cu plute deasupra și cu greutăți de desubt cu plumbi și să iei de la fundul apei. Ce înseamnă să intre la suprafață? Să-i spui omului, fii credincios, nu fii păcătos. Ce înseamnă să intri la adânc? Să-i explici că în inimă stau toți dracii și toate patimile. Să-i explici că în voința lui stă viața sau moartea. Să-i explici că în rațiunea lui stă înțelepciunea sau prostia. Să-i explici omului că în inima lui poate sta diavolul sau Dumnezeu. Să-i explici că împărtășindu-se se curățește de cel rău. Să-i explici că mergând la biserică se luminează la minte ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Să-i explici că împărtășindu-se este ferit de farmec sau de scântec în care crede mai mult ca în Ortodoxie. Să-i explici că în inima lui poate fi lumină sau întuneric. Și acum mă certific spunând din Sfânta Scriptură. Omul bun scoate cele bune din visteria inimii sale. Deci n-ai nevoie să cunoști un om rău de unul bun întrebând prea mult. Îl lași să vezi ce vorbește. Și în momentul în care el vorbește primul și spune prostii, tu știi că ai de-a face cu un om foarte bine pregătit ortodox. În momentul în care îl vezi că e civilizat, cumpătat și măsurat în cuvinte, îți dai seama că ai de-a face cu un creștin profund trăitor și, dacă vrei, și profund cunoscător al lui Dumnezeu. Pentru că, iarăși, Scriptura spune, din prisosul inimii vorbește gura.
Și iarăși spune Scriptura, omul cel rău scoate cele rele din visteria inimii sale, iar omul bun pe cele bune. Deci vedeți? Iarăși spune Scriptura că omul bun îl cunoști după fapte, precum și pomul după roade. Și iată că v-am interpretat ce înseamnă a pleca cu mrejele la adânc. Și să vedeți ce spune Petru. Și Simon a zis, învățătorule, toată noaptea am trudit și n-am prins nimic. Și n-am prins nimic. Unde mai întâlnim acest fenomen în Sfânta Scriptură? În momentul în care Mântuitorul se duce în ale sale, ucenicii rămân și în fața lui este adus acel fiu lunatic. Și bineînțeles că în dialogul cu tatăl fiului lunatic, apostolii fiind discipulii Mântuitorului foarte cunoscuți, este asemenea cu ceea ce se întâmplă la Sfântul Maslu. Măi, am auzit că preoții ăia fac maslu, mă duc că poate să face bine. Și bineînțeles că după Sfântul Maslu i-au trântit-o în nas. Păi știți că am fost la Sfântul Maslu, dar tot rău să simte, încă din contră, e și mai rău. I-au rămas cumva umiliți așa, adică s-au prins în propria neputință. Și în clipa în care vine Mântuitorul, ce spune tatăl fiului respectiv? Am vorbit cu ucenicii tăi, dar n-au putut să facă nimic. Tu poți face ceva? Și atunci Mântuitorul intră în adânc. Și o să vedeți că așa-i. Dar tu crezi că eu pot să-l fac sănătos? Adică nu mă lua tu pe mine la răspunsuri indirecte. Răspunde-mi tu la direct. Tu crezi că eu pot să-l fac sănătos? Și ce îi spune tatăl fiului lunatic? Da, Doamne, cred neputinței mele. Ajută-ne credinței mele. Și ce îi răspunde Petru? Ca să vedeți cât de frumos se compară una cu cealaltă. Dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Deci ai văzut? Dacă tu, Doamne, ai spus, voi arunca mrejele. Dacă în Scriptură spune că cu timp și fără timp să cerți, să îndemni, să mustri, dar cu Duhul blândeții înseamnă că trebuie să propovăduiești permanent. Și dacă Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Scriptura e un izvor de apă vie, cine gustă, cine ascultă, își potolește setea și își curățește cugetul, iar pântecele lui este izvor de apă vie. De ce se referă la pântecele lui și nu spune capul lui sau mintea lui sau trupul lui? Și-a făcut lăuntrul său locaș sfințit. Și ce înseamnă locaș sfințit? Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine. Ce a spus Petru? Doamne, ieși de la mine, că sunt păcătos, deci de unde trebuia să iasă? Din lăuntrul lui. Ce a spus Mântuitorul într-o altă evanghelie? Căutați împărăția lui Dumnezeu, că este în lăuntru vostru. Deci vezi? Alergi până la Ierusalim, alergi până la Pocaiev, alergi până la Kiev, alergi până la Prislop, alergi până la Dervent, până unde vrei tu. Dar împărăția lui Dumnezeu e înăuntru vostru. Deci tu cauți semnele împărăției. Tu cauți martorii învierii. Dar împărăția lui Dumnezeu e înăuntru vostru. Și de multe ori le spun la credincioși. Zic, te-ai pregătit? Nu m-am pregătit. Și dacă mori acum, ce răspuns dai? Nu știu. Nu e un răspuns. Un bun ostaș al lui Hristos trebuie să fie pregătit în orice clipă, în orice ceas, în orice moment de a primi pe Hristos. Chiar am prins într-o zi o emisiune cu o întrebare capcană, dar prost gândită, pusă de un teolog din ăsta la o emisiune de spiritualitate. Ce reacție ați avea dacă v-ați întâlnit cu Mântuitorul Hristos? Și am spus nimic mai imbecil decât această întrebare. Păi cum ce reacție ai? Dar de câte ori te împărtășești, ce reacție ai? Nu-i de bucurie, nu-i de veselie, nu-i de tămăduire, nu-i de slavă, nu-i de mulțumire sufletească? Care poate să fie reacția când te întâlnești cu Hristos? Ce crezi? Că într-o întâlnire cu Hristos vine și strânge mâna și spune vai, Doamnă, să rămână, vai, creștinule, bine te-am găsit. Nu! Întâlnirea cu Hristos e permanentă!
Nu există un moment în care nu te întâlnești cu El. Păi când mă uit la vecinul meu și îi spun bună ziua, cu Hristos m-am întâlnit. Oare ce este vecinul meu? Nu-i chipul icoanei sale? Când m-am întâlnit cu un copac, pot să mă plec în fața lui, că e creația lui Dumnezeu, deci eu nu sunt în stare să fac așa ceva. M-am întâlnit cu un pietroi, pot să-l salut, că nu-l pot face. Deci totul e mâna lui Dumnezeu, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui vestește tăria. Deci nu există ceva care să mă arate că eu nu m-aș întâlni cu Hristos în fiecare clipă. Și un bolnav când i-ai pus perfuzia sau l-ai operat sau l-ai pus pe targă și l-ai resuscitat, cu Hristos te-ai întâlnit, cu viața. Tu i-ai pus din nou viața în mișcare, pur și simplu te-ai făcut un mic Dumnezeu în slujba Lui, deci ți-ai pus viața pentru aproapele și cine își pune viața pentru aproapele este mare în împărăția Lui Dumnezeu. Deci iată ce înseamnă întâlnirea cu Hristos. Nu întrebări din astea scolastice, teoretice, ce răspunde lui Hristos dacă te-ai întâlnit? Iată ce i-a spus Petru, i-a spus adevărul, Doamne, ieși de la mine! Sunt atât de spurcat încât nu merit să te văd în lumea aceasta. Merit să te văd în slava ta când vei veni cu Sfinții Îngeri. Că acolo e esența. Auzi ce spune în Evanghelie mai departe. Și cine se va rușina de mine în acest neam viclean și păcătos, și eu mă voi rușina în slava Tatălui când voi fi cu Sfinții Îngeri. Deci aici trebuie să ai zidirea de suflet. Ăsta e locul unde te întâlnești cu Hristos. Acolo când ai venit, uite ce frumos să leagă, parcă nici nu-ți vine să crezi. Ce se spune la judecată celor de-a stânga? Plecați, nu vă cunosc pe voi. Dacă acum pe mine mă abordează un domn din toată biserica asta, care nu l-am văzut niciodată, zice, Sămâna Părinte, mă mai știți? Eu îi spun, da, te știu sau nu vă cunosc. Cine sunteți? Ei, așa e și în împărăția lui Dumnezeu. În clipa în care Hristos te-a întâlnit permanent pe pământ, te-a văzut în Sfintele Taine, te-a văzut în rugăciune, te-a văzut la psaltire, te-a văzut la ceaslov, când făceai milostenie, când băteai mătănii, când posteai miercurea și vinerea, când mergeai duminica la biserică, când îți ajutai pe aproapele, când întindeai o pâine unui sărac. El va spune, da, vin o slugă bună și credincioasă, haide aici, te știu cine ești, veniți bine, cuvântați-i tatălui meu. Iar celor de-a stânga ce le va spune? Nu vă știu pe voi. Unde să vă întâlnesc? De aceea și sintagma asta a lui Ciprian de Cartagina, care este epopeică în biserică și fundamentală. Afară de biserică nu există mântuire și cine nu are biserica de mamă, nu l-are pe Dumnezeu de tată. Deci categoric că ești în afara legii lui Hristos. Și spune acolo că spaimă-i cumprinsese pe toți cei ce erau cu el pentru pescuitul lor și peștii care i-au prins. Deci le-a arătat Dumnezeu ce înseamnă ce? Porunca împlinirii și a voii lui Dumnezeu. De unde știm noi că trebuie să împlinim porunca voii lui Dumnezeu? Dacă vă aduceți aminte, acest Hristos n-a venit la întâmplare pe pământ. A venit dintr-o sfântă fecioară, întrupat prin puterea Duhului Sfânt și s-a făcut om pentru noi oameni și pentru noastră mântuire. Și mergând odată, cum este obiceiul, sâmbăta sau duminica seara, dar sigur era sâmbăta, că așa era sabatul iudeilor sau poate vinerea, s-a dus la Cana Galilei. Și acolo la Cana Galilei ce era? O petrecere. Unul din apostolii care aici este de față la pescuit avea nuntă. Și mama lui Iisus, care era și ea de față, i-a spus Mântuitorului, s-a întâmplat ceva, nu rușina tinerii ăștia, sunt săraci, sunt modești, nu mai au vin. Și bineînțeles că Mântuitorul s-a adresat întâi pe modul pământesc, deci pe modul real al lucrurilor. Și care-i treaba mea? Ce le-am programat eu nunta sau le-am cerut eu vin? Sigur că discursul a fost într-o altă manieră, dar Mântuitorul a dat un răspuns tipic biblic. Ceasul meu n-a venit încă, misiunea mea e alta în această nuntă, nu să satul burți copioase cu vin din îndestulare. Dar Maica Domnului a înțeles mesajul și atunci ne-a lăsat acea predică valabilă și apostolilor până în zilele noastre. Faceți tot ce vă va spune El. Deci vedeți ce frumos? Faceți tot ce vă va spune El. Păi ce spune Dumnezeu? Aia trebuie făcut. Căci cuvintele mele nu vor trece. Cerul și pământul va trece, dar o iotă sau o cirtă din lege nu va trece.
Deci nu se mișcă un cuvânt din Scriptură și nu vine Apocalipsa pentru, repet iarăși, povestea actului biometric sau al 666 sau nu știu ce matriculări SF scrise prin cărțile astea științifico-fantastice ale oamenilor pământești. Apocalipsa nu o grăbești și nu o scurtezi. Clipa și ceasul în care va veni Fiul omului îi glasul trâmbeții arhanghelului din porunca Tatălui. Ăsta e semnul. La glasul arhanghelului și la trâmbița judecății, morții vor învia. Spune clar Scriptura. Nu scrie că în momentul când ultimul creștin va avea chip. De ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că în clipa în care Petru a primit poruncă să arunce mrejile, ce a spus? Dar după cuvântul tău voi arunca mrejile. Deci vezi? Pentru că așa am înțeles eu, că trebuie să fac ascultare de porunca ta. Și în momentul în care apostolii au aruncat mrejele, spune psalmistul David cu 2000 de ani înainte, fără să știe, următorul cuvânt. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Și ia că așa, datorită acestor mreje aruncate, suntem și noi astăzi ortodoxi. Prin Filip, prin Andrei și prin Pavel. Noi nu mai știm că, să vă spun și un lucru, istoria Bisericii Ortodoxe Române este la fel de sumară ca și istoria, istoria cronologică a românilor. Așa cum știm noi de Decebal și de Burebista și știm ceva foarte vag și foarte puțin de două războaie și trei atacuri la Sarmisegetuza, asta nu înseamnă că asta a fost toată povestea Dacii. Să fiți voi sănătoși! Sau dacă am învățat noi 10 voivozi cei mai importanți, începând la Mircea cel Bătrân până la Mihai Viteazul sau ultimul care a fost Alexandru Ioan Cuza, după epoca modernă încoace, nu mai comentăm. Deci, de fapt, asta nu înseamnă că noi avem toată istoria. Istoria este mult mai concentrată, este mult mai condimentată, este mult mai sacră, este mult mai vărsată de sânge, este mult mai necunoscută și pământul acesta pe care noi trăim este plin de istorie despre care încă nu s-a scris o vorbă. Cine știe ce a fost în anul 400? Cine știe ce a fost în anul 500? Cine știe ce a fost în anul 600? Cine știe ce a fost în anul 700? 800? 900? 1000? Nimeni nu știe. Sunt informații vagi de pe câte o inscripție, de pe câte un document, de pe câte o descoperire, de pe câte o relicvă, de câte un zid, o temelie. Deci ceva arheologie, cum se spune, și antropologie, dar concret nu știi pas cu pas. Ei, așa este și aici în discuțiile pe care Mântuitorul le-a avut cu apostolii. La un moment dat mă justific și vă explic ce spune Scriptura. Amin zic vouă, acestea sunt doar o parte din cele ce s-au scris. Că dacă s-ar fi scris toate câte le-a făcut Iisus, repet, ascultați, cărțile n-ar fi încăpute în lumea aceasta în veacul veacului, amin. Așa se termină una din Evanghelile Învierii, care e legată tot de o pescuire, aia cu 153 de pești mici și mari, când era Toma și când era Simon Petru și Toma zis geamănul cel din Cana Galilei. Deci se citește seara la priveghere când sunteți la creșmă. Un alt lucru. Acolo cu Petru era Iacov și Ioan, fiii lui Zevedei. Și a zis Iisus, nu te teme. De ce să nu ne temem? Când este vorba de Dumnezeu și de Duhul Sfânt, biserica nu este dirijată nici de Occident, nici de comunism, nici de democrație, nici de federalizare, nici de credințe orientale. Biserica este direct sub patronajul Duhului Sfânt. Și de aceea Teoclid Dionisiatul, un mare trăitor contemporan, mi se pare că a murit acum recent, pe la Sfântul Munte Athos, spunea așa, biserica nu va merge niciodată în ton cu societatea, că aceasta înseamnă căderea ei. Societatea va merge în ton cu biserica și porunca divină, respectând cu sfințenie cuvintele și legile lui Dumnezeu. Deci, aici fac o deosebire și iarăși vă spun la pescarii de oameni, sunt murmuri în cuget, chiar dacă nu sunt cu glas tare. A, vrei că doamna să comande popii societatea. Aici nu este vorba de comandă, ci este vorba de legea morală din om,
care rămâne aceeași pentru toate veacurile. De 2000 de ani, biserica vorbește de același lucru. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, adică să fim sfinți. Sfințească-se numele tău, cum spune Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșalele noastre, cum și noi iertăm greșiților noștri. Că altfel s-ar omorâ oamenii între ei, ca animale. Dumneavoastră nu știți ce înseamnă violența. Astăzi dimineață, un biet creștin urla. Avea o neputință a lui. Suferea de ceva. Ceva îl pătrunsese în suflet și a simțit nevoia să se elibereze prin răget. Și am spus creștinilor care erau la rând, ce bine ar fi dacă ar durea prostia. Ai fi ca într-o junglă să vezi ce răgete ar fi în societate. Atunci ți-ai dat seama de valoarea spirituală a omului. Așa ne-am dat seama cât de neputincioși suntem. Că așa nu ne vedem, suntem mascați și ascunși. Ne maschează haina, că spune proverbul, haina îl face pe om, dar nu întotdeauna. Ne mai mascăm după vârstă și după frumusețe, ne mai mascăm după năravuri, după duplicitate, după viclenie, după toate celelalte. Dar când toate acestea s-ar descoperi printr-o suferință, ar fi vai și amar de noi. Și atunci ne-am dat seama cu adevărat cât de corect ar trebui să fim în fața lui Dumnezeu, pentru că la prima abatere ce ai face? Ai rage, n-ai mai vorbi. Ai fi animal și nu om. Este modul la care Dumnezeu ne-ar putea instrui extraordinar. Adică știi cum ar păzi oamenii legea lui Dumnezeu? Cu mare sfințenie. Dar prorocul David, ce frumos spune în psalm, ca să vedeți că n-am adus o jignire, ci o amintire. Omul în cinste fiind s-a asemănat dobitoacelor fără de minte și s-a alăturat lor. Animalele se mușcă între ele și se omoară, lanțul trofic. Animalele se bat între ele pentru teritorii și supraviețuire, pe când nouă oamenilor ni s-a spus așa: iubiți-vă între voi, să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei, căci lege nouă vă dau vouă. Deci vedeți ce frumoasă, legea iubirii, legea păcii, legea înțelegerii. Închipuiți-vă cât a avut Hristos de luptat și Duhul Sfânt de la înviere și până în ziua de astăzi, ca să abolești ce? Clasa sclavagistă, să poți să anulezi ce? Exploatarea și distrugerea omului de către om. Același om care mănâncă, doarme și se îmbracă ca tine, să te pună în lanțuri, să te pună în obadă, să te bată, să te taie, să te spânzure, să te ucidă, să te chinuie, să te oropsească, să te flămânzească, să te distrugă. Deci vedeți ce a însemnat nevenirea lui Hristos în lume? Și mergeți cu mintea numai departe până la lipsa de Dumnezeu a anului 60-59-65 până la golirea închisorilor, când oamenii raționali, moderni, bine pregătiți și școlarizați, dar fără Dumnezeu, ce au făcut? Au băgat mii de suflete sub lez pe zile morții și sub morminte doar pentru orgolii de doctrină, de părere, uitând că cea din tâi lege este legea iubirii. Legea respectului și a umanității a omului către om. Și spune Hristos, de acum veți fi pescari de oameni. Pescarii de oameni sunt tot ce se cheamă cler și slujitori, pescari de oameni sunt cei ce se cheamă mamă și tată, că educația religioasă din familie începe, nu de la biserică. Deci mama face prima dată copilului cruce pe leagăn și mama îl învață prima dată să-și facă cruce, iar biserica îl desăvârșește în cunoașterea dogmelor. Deci corabia bisericii trebuie să plutească permanent pe apele mării, de la un capăt la celălalt, și să vâneze peștii cei mici și mari. Cei mici pentru a fi ocrotiți să ajungă mari, iar peștii cei mari să țină echilibru Duhului Sfânt în Biserica lui Hristos. Mereu v-am repetat, prescura pe care o dați la altar cu banul și cu lumânarea nu e suficientă. Mai e nevoie de prescura inimii și de prescura trupurilor voastre. Slujitorii să iau din popor, călugării din popor, maicile din popor, arhiereii din popor, preoții de mir, parohii din popor, și dacă poporul e credincios și clerul va fi credincios. Cuvântul lui Filaret de Moscova: mamele bune vor da creștini buni și tot mamele bune vor da duhovnici buni și vom schimba fața lui.